Studenții și profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al capelei, instituției și al campusului universitar Nicolae Ivan, unde facultatea își desfășoară activitatea. În zi de hram, în mijlocul dascălilor și al studenților teologi, a fost prezent înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită în capela facultății de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre datoria preotului față de credincioșii lui. Subiectul pe care ni-l sugerează pericopa pe care ați auzit-o citindu-se, îl intitulez așa: Preotul și credincioșii lui. În pericopa evanghelică e vorba de predica de pe munte. S-au adunat mulți în jurul Domnului Iisus Hristos. S-au adunat atunci din două motive, dacă nu mai multe: să-L asculte, să-I catehizeze, să-I învețe Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iar al doilea motiv era să se tămăduiască de neputințele lor. Ori acest verset sugerează misiunea preotului: preotul și credincioșii lui. Credincioșii lui vin ca să-L asculte, să învețe, să se pregătească pentru o altă viață, dar în același timp să-i tămăduiască sufletește, să le administreze sfintele taine, să-i mângâie, să-i ajute în toate împrejurările vieții lor. Slujba de astăzi încheie șirul de evenimente religioase și culturale din cadrul săptămânii facultății, care au loc în fiecare an în perioada 1-6 decembrie, cu ocazia hramului capelei și a comemorării episcopului Nicolae Ivan. Pe parcursul celor 7 zile, care s-au scurs până la sărbătoarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae, în facultatea noastră s-au organizat mai multe activități și evenimente editoriale. Așadar, în prima seară și în a doua seară a săptămânii s-au lansat câteva volume importante ce aparțin profesorilor acestei facultăți, dar și cele trei reviste importante ale facultății noastre: Teologia Ortodoxă, Diacrisis și Studia Doctoralia. Într-o altă seară, în facultate s-a organizat un moment cultural-artistic în care studenții au pregătit un program foarte interesant împreună cu o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Ivanov. Și toate aceste evenimente au culminat astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii. A fost o zi de bucurie, fiind hramul Facultății de Teologie, o zi de bucurie atât pentru Facultatea de Teologie cât și pentru universitatea noastră, Universitatea Babeș-Bolyai, fiindcă în momentul în care facultățile de teologie au intrat în cadrul Universității de Stat, câmpul mărturisirii s-a lărgit foarte mult și prin prezența teologiilor în universitatea noastră, astăzi în chip special prin prezența Facultății de Teologie Ortodoxă, dimensiunea transcendenței divine este prezentă pe lângă gândirea științifică, pentru ca să ne conducă la o cunoaștere cât mai completă și cât mai ușor de realizat ca apropiere de profunzimile adevărului. Începând cu anul 2013, facultatea își desfășoară activitatea în campusul universitar Nicolae Ivan, inaugurat împreună cu capela în data de 6 decembrie 2013.